Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mama a 7 copii, Johanna Mazibuco, a murit în casa ei Jaberton, provincia de Nord-Vest, pe 3 martie, și ar fi împlinit 129 de ani în mai, potrivit presei locale, citate de Daily Mail. Cei apropiați susține că femeia avea acte de identitate care dovedesc că s-a născut pe 11 mai 1894. Ea nu a mers niciodată la școală și nu știa să citească sau să scrie, conform rudelor, nora ei, Tandivu Esiniana, care o îngrija, a spus că Mazibuco ar fi murit din cauza unui accident vascular cerebral. Când am plinit 128 de ani, Mazibuco a declarat, sunt curioasă de ce sunt încă aici după atât de mulți ani. De ce sunt încă aici? Oamenii din jurul meu au murit. Când voi muri? Ce rost are să trăiești? Lumea m-a obosit pentru că doar stau aici fără să fac nimic atunci. Ea a vorbit și despre copilăria sa, pe care nu și-o amintea doar de bine. Am trăit bine la fermă. Nu erau probleme atunci. Nu-mi amintesc bine copilăria, dar îmi amintesc o infestare cu lăcuste. Am crescut în mod sănătos, mâncând mai mult lapte proaspăt și spanac sălbatic. Acum mănânc mâncare modernă. Sunt obișnuită cu asta, dar mi-e dor de mâncarea cu care am crescut, a spus ea. Aceasta s-a căsătorit cu un văduv mai în vârstă, Stauana Mazibuco, dar își amintea exact când. Mazibuco a supraviețuit atât războaielor mondiale, cât și celor două pandemii globale, COVID-19 și gripa spaniolă. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.